blood of Jesus that was victorious. De ce ai zis mai așa? Why'd you say this? Pentru că vrei să mă omori. Because you want to kill me. Tot eu mor, băi. Oh, we'll still kill you. A doua zi au dus-o pe Maria. And so the next day they brought Maria. Au pus-o într-o cameră ca să aud eu că ea e acolo. They put her in the room next to me so that I hear she was there. Maria. Maria. Dumitru a spus tot, băi. Dumitru has confessed. Te-am adus pe tine să scrii și tu aici. We brought you so that, you know, we know that he told the truth. Scrie cine a adus Biblia. Tell us who brought him the Bibles. Unii are Biblia. Where he has the mat. How he took him to Russia, and who helped him take him, and we'll let Dumitru go. But God wouldn't let Maria tell. She said, if Dumitru told you, he knows, but I know nothing about it. They went to Maria and they began to hit her. Maria got scared and she fainted. Ei au pus-o pe mâini și au dus-o acasă. They took her in their arms and they took her home. Vine la mine. And they came to me. Băi, tu ai auzit că vă Maria ta aici? Did you hear your wife was here? Zic, da, m-a auzit că ați bătut-o. I said, yeah, I heard how you beat her. Băi, ea a spus tot. Well, she told us everything. Și am dus-o acasă. And we took her home. Spune și tu și te duc și pe tine. You tell us too, we'll take you home also. Dacă o spus, ea știe, dar eu nu știu. Well, if she told you, she knows, but I know nothing about it. Oh, ați fost sfătuiți. Oh, you had all this planned out. Și din nou m-au pus pe scaunele. And again they put me on the chair. Bă, de data asta te-a. I said, this time I'll kill you. O băga curentul mai puternic. He turned the power even higher. Și când credeam că gata, a făcut același lucru cu mine. Did the same exact thing. Și când credeam că gata, mor. And I thought this time I'd have to die. Iar am văzut aceeași. Once again, the same light appeared. Era același înger. It was the same angel. Dumitru, nu te teme. Dumitru, do not be afraid. Tu nu vei muri. You will not die. Mai de trecut prin o tortură puternică. You'll go through one more intense torture. Și te scot din mâna lor. And I'll take out of their hands. Vrăjmașul tău va muri. Your enemy will die. Strigă sângele lui Isus. Plead the blood of Jesus. Iar am început să strig. Again, I began to say it. Nu mai știu ce s-a făcut cu mine. I don't know what else happened. Când m-am trezit, la fel. When I woke up the same way, laying down. M-au dat cu apă și îmi dădea cu pală. They were still slapping me around and throwing water on me. De data asta tot ai spus, băi. I said, now you have to have confessed. Când au dat drumul la aparate. When they turned on their equipment. Iar ne-am auzit vocea mea. Once again I heard my voice. Sângele lui Isus, sângele lui Isus. The blood of Jesus, the blood of Jesus. Amen. S-a înfuriat tare. Tare foarte mult colonelul care m-a anchetat. The colonel that was in charge of my case got very mad. Mâna pe telefon. He picked up the phone. O chema 6 polițari, frate. He called up 6 policemen. Eu tot am auzit, omorâți-l, băi. All I heard was kill him. O sări cu picioarele pe mine. They jumped on me with their boots. Așa de tare m-au farmat. They crushed me so hard. Am avut 9 coaste plesnite. That 9 ribs were broken. Am căzut în comă. I fell into a coma. Ce-a făcut cu mine în urmă? I have no idea what he did with me. Eu când m-am trezit, un doctor îmi făcea injecții în mâna dreaptă. But when I woke up, a doctor was giving me a shot in the right hand. Spunea că Dumnezeu tău, Dumitru, ți-o mai dat viață. But he kept saying, Dumitru, your God still let you live. În perioada aceea a venit repede fuga, a venit un ofițer și a strigat, hai domn doctor că moare colonelul. At this time an officer ran in and he said, hurry doctor, the colonel, he's dying. Doctorul m-a lăsat pe mine și a plecat. The doctor left me and ran after the officer. Și eu eram curios ce s-a întâmplat. And now I was curious to see what had happened. După o jumătate de oră, in about half an hour, a venit un alt colonel. Another colonel came. Dar cu o voce blândă. But this time with a humble voice. Dumitru, ce faci tu, poți să te îmbraci? Dumitru, how are you? Can you get dressed? Dar de ce să mă îmbrac? Why should I get dressed? Și mergi acasă. You're going home. Zic, ați terminat de omorât? So you finished killing me already? Băi, Dumnezeu tot ți-a făcut dreptate. He said, your God's giving you justice. Colonelul Prestenuc a murit. Colonel Prestenuc's dead. Și comandantul a dat ordine să te duc repede acasă. And the chief ordered me to take you home quickly. Zic, dar cum a murit? I said, how did he die? Zic, era cu dosarul tău în mână. He had your papers in his hand. O dat o hemoragie internă. He had internal hemorrhaging. Căzut jos și a murit. Fell down and died. Când a venit doctorul, l-a găsit mort. He was already dead when the doctor got there. Comandantul a dat ordine să te duc repede acasă. And the chief said to take you home quickly. Dumitru, să nu te rogi la Dumnezeu tău să mă pedepsească și pe mine. Then he said, Dumitru, don't pray to your God and he punish me too. Că eu nu ți-am făcut nici ură. Because you know that I never did anything to you. O mai chemat pe un ofițer. O mai chemat pe un ofițer. They called in another officer. M-a îmbrăcat, m-a pus în mașină și m-a dus acasă. They dressed me, put me in the car and they took me home. Când am ajuns acasă, fraților. When I got home, brothers. Nici nevasta nu mă cunoștea. My wife didn't even know me anymore. That's how destroyed I was. Nu puteam să stau nici în picioare. I couldn't stand up. Nici pe o parte, nici pe alta. I couldn't lay down on one side or the other. Pe mâini. The brothers took me on their arms. M-au făcut un pat cu pern și m-au băgat în pern. My wife filled the bed with pillows and they put me in the pillows. Acolo am stat 3 luni de zile. And that's where I stayed for 3 months. Frații se rugau la patul meu tot timpul. The brothers prayed around my bed
every night. Misionarii au venit din toată lumea. Missionaries came from all over the world. Ei mă filma și pleca. They just took pictures and left. Și strigam, Doamne, Dumnezeule, trimite moartea. And I'd say, God, just kill me. Doamne, ia-mi viața. Please take my life. La bucat de vreme a început să miroase carne. After a while, my flesh began to smell. Doamne, nu mai am nicio scăpare. I said, Dear God, there's no more hope. Văd că am început să miros de viu. I'm starting to rot alive. După 3 luni de tortură, de suferință. 3 months of suffering. Când credeam că nu mai am nicio scăpare. When I thought there was no more hope. It was very late at night. Familia mea dormea. My family was asleep. S-a aprins aceeași lumină din închisoare. And the same light as in the prison appeared in my room. And the same man spoke. Dimitri, de ajuns, ajunară. Dimitri, enough. Get out. Am sărit din pat, fraților. I jumped out of bed. I ran outside. Mă căutam să văd dacă mă mai doare. I kept feeling myself to see if I still hurt. Nothing hurt anymore. Puteam să merg. I was able to walk. Mă mirosam. I kept smelling myself. Vedeam că nu miroase. Nothing. Ce s-a întâmplat cu mine? Man, what's happening to me? Am visat. Am I dreaming? E realitate. Is this actually true? Nu mi-a să cred. I could not think. M-am întors înapoi. I went back into the house. M-am dus în cameră la nevasta dormea. My wife and the family was asleep. Copiii dormeau. M-am dus în cameră la mine. And then I went into my room. Am găsit pe îngerul Domnului. And I found the angel of God. Dimitri. Te mai doare? Do you still hurt? Zic că nu. No. Dimitri, poți să mergi? Can you walk? Zic, da, pot. I said, yes, I can. Dimitri, apucă-te de treabă. Then Dimitri, start working. Mai 4 ani să cari Biblie, Dimitri. You have 4 more years to smuggle Bibles in. Poliția va fi pas cu pas cu tine. The police will follow you step Dar by step. Dar eu voi fi lângă tine. But I'll be with you. Le voi închide ochii și nu te va putea prinde. I'll blind their eyes and they won't be able to catch you. Or să vadă că nu te poate prinde. When they see, they can't catch you. Scrie pe ceva. He said, write this down. Mi-a spus anul. He told me the year. Luna. The month. Ziua. The day. Că în guvernul comunist. And even the hour when the communist government would take me out of my church, out of my country, and they'd kick me out. Brothers, that's exactly how it happened. Acum, fraților, vreau să continui mesajul. Now, brothers, I'd like to continue with the testimony. După care la urmă să vă spunem și un vis care l-am avut acum în Oregon. After which I'll also tell you about a dream that I just had in Oregon. Că când m-am întors din România, o trebuie să plec în Oregon. Because 2 days after I returned from Romania, I was supposed to go to Oregon. Și când se schimbă climatul, cam simți nu bine. And when you change the climate all the time and you know jet lag, you don't feel so good. Și în Oregon plouă continuu. And in Oregon it rains a lot. Și nu puteam să dorm noaptea. And I couldn't sleep at night. Îmi petreceam viața pe genunchi. I'd spend all my nights on my knees in prayer. Și strigam înaintea lui Dumnezeu. And I'd cry out before God. Și am adormit și am visat un vis. And I fell asleep and I had a dream. Care la urmă să vi-l spun. Which I will tell you at the end. Și o să vă aduc și o bucurie din România. And I'll also tell you about Romania. Ca să vă bucurați împreună cu noi. So that you may be happy together with us. După ce m-am venit din Italia. After we came from Italy. Așa cum v-am spus.